Ziua? Suntem gata? Stimați reprezentanți ai presiei, bună ziua! Astăzi, când țara vecină a Republicii Moldova marchează Ziua Independenței, se face exact jumătate de an de când Rusia a pornit războiul împotriva Ucrainei. Un război ce durează prea mult, care a provocat zeci de mii de morți și distrugeri imense. Peste 6.700.000 de oameni au părăsit locuințele din țara sa pentru a se salva. Din aceștia, mai mult de jumătate de milion, mai exact 580.000 de persoane au tranzitat teritoriul Republicii Moldova. Și astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova se află peste 89.000 de refugiați din Ucraina. Dacă în perioada aprilie-mai s-a atestat o reducere a numărului de refugiați în Republica Moldova de la 95.000 la 75.000, atunci în perioada iunie-august este o creștere de la 77.000 la 89.000. Țara noastră a fost alături de cetățenii ucraineni în toată această perioadă. Zeci de mii de familii au deschis ușile caselor pentru rudele sau prietenii lor. Sau au fost oameni străini pe care nu i-a cunoscut niciodată, dar au hotărât să-i ajute. Guvernul Republicii Moldova, prin constituirea Centrului Unic Gestionarea Crizei, a oferit tot suportul necesar într-o criză umanitară fără precedent, atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. În aceste 6 luni, peste 65.000 de persoane au fost înregistrate și cazate în cele 130 de centre de plasament temporare a refugiaților deschise de la începutul războiului. Astăzi, în țară mai sunt active 74 de centre de plasament cu o capacitate totală de 5.500 locuri și 6 centre de plasament în gestiunea Biroului de Migrație și Azil din cadrul MAI cu o capacitate de 2.000 de locuri. În toate aceste centre, refugiații din Ucraina sunt cazați gratuit și au acces la toate serviciile necesare, inclusiv internet. Datorită implicării partenerilor externi și a organizațiilor non-guvernamentale, toate aceste centre sunt asigurate gratuit cu hrană. În această perioadă au fost distribuite peste 1.500.000 de mese calde oferite de către Programul Alimentar Umanitar, CRS, Caritas, Solidarité Internațional, EAR, Japan. Important de menționat că pentru serviciile alimentare din centre sunt contractați prestatorii locali, ceea ce reprezintă o susținere a economiei naționale. Persoanele refugiate din Ucraina au acces deplin, gratuit și nediscriminatoriu la serviciile de asistență medicală din țară. În această perioadă, 24 februarie-20 august, au fost înregistrate aproape 20.000 de solicitări de asistență medicală primară, urgentă sau spitalicească. Dintre acestea, numai puțin de 9.201 au fost referite copiilor și peste 3.200 la femeile însărcinate. 129 de femei din Ucraina au născut la noi în țară. Circa 340 de pacienți grav bolnavi au fost supuși sesiunii de tratament chimio sau radioterapie, precum și au fost efectuate peste 840 de ședințe de dializă. Pentru tratament mult mai specific, dar și mai costisitor, care nu poate fi asigurat în spitalele de la noi, au fost dezvoltate parteneriate cu statele europene privind transferul pacienților. Până în prezent au fost realizate 27 de astfel de transferuri medicale. Trebuie să mai menționăm că în ultima jumătate de an, pentru gestionarea crizei refugiaților, Republica Moldova a primit donații medicale considerabile, atât echipament cât și medicamente necesare asistenței tuturor pacienților, cât din Republica Moldova, atât și refugiații din Ucraina. Guvernul Republicii Moldova a asigurat acces la educație pentru copiii din familiile refugiate. Pentru că autoritățile ucrainene facilitează și încurajează în continuare studiile copiilor refugiaților din Ucraina în cadrul instituțiilor de învățământ ucrainene prin intermediul învățământului online, autoritățile împreună cu partenerii de dezvoltare și pe platforma Centrului Unic Gestionarea Crizei a fost asigurat accesul gratuit la internet în cadrul centrelor de plasament pentru toate persoanele refugiate din Ucraina. Mai mult, peste 10 centre de plasament temporar, cu un număr sporit de copii, au fost create săli speciale pentru ca copiii să aibă posibilitatea să frecventeze ședințele online.
și sunt pregătite pentru nou sezon de învățământ. În toată această perioadă a fost dezvoltat un portal informațional în susținerea copiilor și tinerilor din Ucraina, care poate fi accesat de pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării. Portalul oferă informații utile cu privire la procesul de școlarizare a copiilor refugiați. De asemenea, de la începutul crizei și până în prezent au fost elaborate mai multe documente importante care descriu și facilitează accesul la educație a copiilor și tinerilor refugiați. În prezent, înainte de începerea anului școlar, aproape 6.000 de copii se află la evidență școlară. Menționăm că această cifră în aprilie era de 8.166 de copii. Totodată, menționez că în perioada vacanței de vară, cu efortul comun al Centrului Bun Gestionarea Crizei, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și cu suportul partenerilor externi, a fost asigurată odihna a peste 1.000 de copii refugiați în 40 de tabere de vară din țară. O noutate bună și așteptată a fost comunicată recent de Ministerul Afacerilor Interne și Agenția ONU pentru Refugiați, privind semnarea memorandumului de înțelege între MAI și agenție cu privire la cooperarea în scopul gestionării eficientă a crizei refugiaților și susținerea țărilor gazdă afectate în conflictul din Ucraina. Semnarea documentului deschide calea oferirii statutului de protecție temporară pentru persoanele refugiate din Ucraina. Este de menționat, odată cu acordarea acestui statut, Republica Moldova va fi unicul stat non-UE care a acordat regimul juridic respectiv pentru persoanele refugiate din Ucraina. Pentru a ajuta Ucraina și cetățenii săi, dar și pentru a susține comunitatea gazdă din țara noastră, Republica Moldova a deschis un cont trezorerial unic, unde până acum s-au adunat peste 162 milioane lei. Din această sumă a fost asigurată transportarea persoanelor refugiate, întreținerea centrelor de plasament și adăpost temporar și deblocarea rezervelor materiale din rezerva de stat. În acest moment, suma totală acumulată este alocată 73% din suma totală. Pentru a vedea radiografia exactă a cheltuielilor realizate din fondurile contului unic, vă rugăm să accesați pagina oficială a Guvernului, iar un link va oferi un comunicat de presă după această conferință. Vă puteți să vedeți toate cheltuielile pe apeleuri sau centre de plasament unde au fost alocate banii respectivi. De asemenea, până în prezent, Moldova a recepționat 587 de loturi umanitare destinate refugiaților, în valoare totală de peste 323 milioane lei. În acest sens, mai mult de 30 de state, UE și non-UE, au oferit și continuă să ofere sprijin Republicii Moldova. La rândul său, și țara noastră a oferit Ucrainei ajutor umanitar în valoare de peste 43.700.000 lei. Eforturile Guvernului și a cetățenilor Republicii Moldova au fost susținute continuu în această perioadă de parteneri de dezvoltare. Peste 92 de parteneri externi sprijină în prezent eforturile Guvernului în gestionarea crizei, atât pentru susținerea refugiaților, cât și pentru cetățenii Republicii Moldova. Agențiile ONU, precum UNHCR, UNICEF, Programul Alimentar Umanitar, etc., s-au implicat până acum în cel puțin 1.472 de activități în sănătate, asistență financiară, protecție multilaterală, acomodare și transport, asigurarea condițiilor de viață, educație, asigurare logistică. Agenția ONU pentru Refugiați este partenerul de bază al Guvernului și a realizat până acum 5 tranșe de plăți cash cu 220.689 de plăți unice, din care au beneficiat aproape 67.000 de persoane refugiate sau aproape 28.500 de familii. În paralel, Programul Alimentar Umanitar Mondial a susținut familiile gazdă din Republica Moldova. În prezent, aproape 11.000 de familii au fost înscrise în program, iar peste 8.200 au primit ajutorul financiar. În total, aproape 25.000 de cetățeni moldoveni vor fi ajutați, cetățeni care au găzduit sau găzduiesc aproape peste 33.000 de refugiați. Împreună cu partenerii noștri vom asigura transportarea persoanelor din Ucraina care doresc să ajungă în statele membre UE,
pe cale rutieră, feroviară sau aeriană. Până în prezent, peste circa 47.000 de persoane au ajuns în statele UE pe cale rutieră, 16.000 cu trenul și circa 2.000 pe cale aeriană. În acest sens, țara noastră a facilitat efectuarea transportărilor prin organizarea coridoarelor verzi cu acces direct în România, precum și procesul de trecere a frontierelor prin simplificarea procedurilor de control și acces. Rolul fiecărui partener internațional este esențial și pe această cale aduce mulțumiri pentru implicare și contribuție, datorită căreia Republica Moldova în ultima jumătate de an a reușit să răspundă necesităților refugiaților din țara vecină și a comunității gazdă de la noi. În continuare, vom ajuta refugiații din Ucraina și familiile din Republica Moldova pentru pregătirea către sezonul rece, precum și către noul an școlar. Invităm în continuare cetățenii ucraineni să acceseze dopomoga.gov.md pentru informații utile sau să sune la linia verde 0800 811, care până în prezent a recepționat aproximativ 14.000 de apeluri. Suntem alături de Ucraina și suntem aproape de cetățenii săi care ajung în țara noastră. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru atenție.